Salutare! Ce faci, boss? Vreau să vă prezint astăzi soiul Landeș. Precizez că suntem în data de 26 octombrie. Și la această dată, mare lucru prin vii nu mai este. Doar soiurile cu coacere târzie. Dar Landeșul este un soi cu perioada de coacere medie și iată-l cum se comportă el pe butuc la această dată. Cei drept este în semiumbră lângă acest gard, beneficiază de soare doar după ora 12, mai e și un prun aici și mie îmi convine așa, pentru că fără să-mi dau seama la început, am transformat acest soi într-un soi cu coacere medie chiar târzie. Au fost mai mulți ciorchini, dar au venit prieteni pe la mine, rude și landă și foarte bun, e cu gust de muscat. Ia uitați cum, ce culoare frumoasă are acum, e răscopt. Textura lui este una foarte suculentă. Uitați, curge. Foarte, foarte dulce este. Mai are aromă de muscat și acum, cei drept nu mai este atât de accentuată ca acum două săptămâni. S-a mai pierdut din ea. Poate că și datorită brumelor, am avut vreo 3-4 zile cu brume. Și cu toate acestea, landeșul a rezistat foarte, foarte bine și încă rezistă. Vreau să las acest ciorchine. Le-am zis prietenilor și rudelor să nu-l consume. Vreau să-l las de test aici. E adevărat, a fost acoperit cu săculeț. Însă, lângă el au fost mai mulți ciorchini care nu au fost acoperiți cu săculeț și la fel de bine s-au păstrat. E foarte suculent landeșul, e cunoscut faptul că nu e un strugure crocant, dar are un gust excepțional. Cam asta am vrut să vă arăt, dragi prieteni, faptul că la data de 26 octombrie landeș poate fi păstrat, bineînțeles cu condiția să fie și într-o semiumbră, așa cum este aici, corzile. Au lemnificat excelent. Ia uitați-le, exemplar. Exemplar au lemnificat. Nu, acolo este Goldfinger, ăsta e landeșul de aici. Și uitați, eu mi-am pregătit deja pentru anul viitor. Mi-am palisat coarda de rod, guioul, nu-l mai fac de aici, de la centrul tulpinii către exterior. Am lăsat mai mult lemn pe ren, tulpin așa și acesta va rămâne lemnul multianual. Și corzile de rod vor pleca de acolo către încoace. Gata, prieteni, v-am lăsat, vă salut și să auzim numai de bine.